Bine, am găsit în episod de și Impact, astăzi să vorbim încă o dată despre optimizarea jocului. O apărut discuția din 4.6 de despre optimizări. O să avem o vizări chiar foarte mare, depinzând că apare ce de partă, deci compasul ia un mare reward, care e primul lucru care contează cel mai mult pentru exploratul, fără folosirea uh, mapei interactivă. Avem și recunoașterea prin culoare a preții noștri care vor să dea join în lumea noastră. De acum încolo, quest-urile care le completăm, anumite questuri care le completăm, o să le dăm niște iconițe ca să putem alege ca și la avatar. Mai avem optimizare pe harta jocului, pur și simplu, cum am marcurile sau hărțele care le avem, se pot distingem uh, distinge cu o mică setare în care să le facem mai ușor să vedem poate marcurile noastre, poate domeniile, poate resursele care nu le-am selectat. Este un mare improv pe a face harta normală o hartă interactivă. Avem și un improv la serapod. La serapod improvul este pur și simplu foarte usor și chiar trebuie. Pur cu un singur click putem da uh, skip sau quick uh, la tot uh, ce craftăm, Ați ajutat foarte mult, mai ales că aveți de obicei de craftat uh, 5 bucăți odată. Uh, e o mică uh, parte în ajutorul să nu pierdeți timp. Mai este și opțiunea că îți cere exact materialele care are nevoie și dacă aveți cumva materialele extra, dacă putem vorbi cum știți bine că se poate crafta, vi le selectează automat și o să fie mult mai ușor să le craftăm și chiar o să vă arete ce o să puteți construi dacă aveți acel tip de materiale și nu o să trească să căutați voi dacă puteți face sau nu. O părut și un fel de search la Serapod, tot așa să căutăm materia care că avem nevoie. Asta e în caz că vreți să faceți seturi pentru uh, caractere, că știți bine că seturi aduc și primogemuri. Asta e un destul de bine, mai ales când băteam capul să găsesc o piesă la scrollul ăla lung, 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 și în sfârșit la shop a apărut search -ul. Mulțumesc pentru treaba asta. O chestie care uh, pentru mulți, poate la cei care plac să la o să pare reducere la shop periodic, uh, mai ales în prima parte, tot ce a apărut înainte de 2.8 o să fie la reducere. Uh, e o chestie bună pentru expanderea și pentru uh, jucabilitatea de la Serapod. O să crească și locul la Serapod, nu specific exact o cât, dar o să crească și locul, la fel și muzicii că le putem pune, deci asta încet încet o să facă o expansiune a Serapodului pentru a te dezvolta, a face cum vrei tu locul ăla, e treabă foarte bună. Și avem aici o parte foarte importantă care abia am așteptat, pur și simplu questurile, ca și questul de aranare, ca și imaginea de aici. Pur și simplu apare cartea de unde e questul. Deci o să pare ca quest din carte. de nu trebuie noi să mergem în carte să vedem. O să pare direct ca și quest. Asta ajută foarte mult mai ales pentru playerii care nu au informat sau care s-au cent recent și vor să facă doar poveste. Și încă o parte, dar foarte bună, este butonul, dacă vrem ca story questurile să afecteze arcon questurile, eventurile, pur și simplu cum vedeți aici jos. Putem bifa sau debifa dacă vrem să afecteze questul sau nu questul, story questurile. O, o, e mult story, dacă așa au sunat. Extraordinar de frumos treaba asta. Bravo! Bravo! Și aici aș dacă vedeți, dacă apar un fel de banner verde, pur și simplu bannerul ăsta zice în felul următor, vă confirmă dacă vreți alte quest să nu intervină cu Arcon questurile. Cu asta vi spuse, să spuneți mea voastră cum vi se pare uh, acest developer uh, discuție mai ales din 4 -6, uh, mi se pare o este extraordinar de bună, uh, improvul se vede mai ales cu harta interactivă, adică pur și simplu harta devine harta interactivă încet încet. Da! Da! Și da, bravo lor și tot așa optimizarea va aștept. Și în ultimul rând să nu uitați că vineri la ora 3 avem live-ul de la 4.6, ne auzim cu toții în live.